Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? E o întrebare foarte bună, pentru că nu sunt neapărat persoane individuale, ci mai degrabă bucăți din anumite persoane pe care le pun și se amestecă așa în mintea mea. Și o listă destul de lungă. Adică de la autori care m-au format și care mi-au dat momente dintre alea de tipul: wow, să apropie cartea asta de finală, vine să o arunc numai și să mă îndepărtez de ea numai ca să mai am încă un pic din povestea asta, până la oameni care sunt încă aici, acum cu noi și fac treburi. O să-ți dau doar câteva exemple din lista asta, că alminteri e prea lung și nu știu dacă se iau alfabetic sau cronologic. Cum simți tu? Îmi place foarte, foarte mult și m-a marcat extrem de tare Eliade, pentru că romanul adolescentului meu, eu m-am regăsit pe zona aia de insomnii și probabil foarte multă lume din generația mea și din generațiile care au venit au simțit așa o apropiere pe zona asta. Admir foarte, foarte mult ce felul cinic în care a reușit Churchill să facă față lumii în care trăia la momentul respectiv, deși am anumite probleme legate de alte comportamente ale lui. Și admir super, super tare oamenii din zona de civil rights movement din Statele Unite. Și anul trecut, când am avut ocazia să merg la DC, la Washington DC, și să văd memorialul Martin Luther King Jr., a fost absolut senzațional pentru mine. Adică să vezi care e impactul unei încăpățânări de a nu renunța la o luptă, se pare senzațional. Iar dintre cei care fac lucruri fabuloase acum, le admir foarte, foarte, foarte tare pe fetele de la Dăruiește Viață, care construiesc spitalul pentru care au adunat resurse din comunitate. Le admir super, super mult. Îl admir foarte tare pe Ciprian Ciocan de la Sibiu, care este senzațional, la fundația comunitară de acolo și care, la fel, din punctul meu de vedere, e un exemplu senzațional de încăpățânare sănătoasă. Foarte mișto, da. Da. Și m-aș opri aici, pentru că nu vreau să o lungesc prea mult pe asta. Dar sunt foarte mulți oameni în țara asta care fac lucruri senzaționale. Mulți de tot. Okay. Mulți decât credem. Super. Următoarea întrebare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Am învățat să fac pat în fiecare dimineață. Eu sunt un om care trăiește aproape jumătate din viață pe drumuri și prin hoteluri, astfel încât mărturisesc că n-am dat niciodată foarte mare atenție acestui obicei și mi se părea oricum inutil. Adică, mă rog, dacă venea lume în vizită, evident făceam pat, dar în minte nu prea mă ocupam de această activitate. Și la un moment dat mi s-a spus în legătură cu asta o replică ce m-a enervat teribil de tare, la care m-a făcut să reconsider facerea patului în fiecare dimineață. Păi cum poți tu să... Era pe vremea aia Sorin Oprescu, primar al Bucureștiului. Ok. Și mi-a spus Radu, prietenul meu, că păi cum poți tu să te superi pe Oprescu că lasă lucrurile așa vraiște prin orașul ăsta dacă tu nu faci pat în fiecare dimineață? Și am avut dreptate, să știi. Da. Și ăsta e un obicei pe care l-am dobândit de curând, recunosc. Ok. Am alte calități. Ordinea și disciplina în casă nu prea fac parte din... Bine. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela?
Aș învăța mai mulți oameni să caute cu curiozitate și la fel, disciplină și încăpățânare în date și în informații. Mie îmi place foarte tare să fac chestia asta, chiar dacă nu am tot timpul, foarte, foarte mult timp să mai fac lucrurile astea așa pe cât de des mi-ar plăcea. Se pare cel mai tare lucru să fii aproape un Sherlock Holmes printre statistici, legi și informații, să încerci să găsești the bigger picture. Mi se pare că e un skill pe care începem să-l pierdem pentru că informația trebuie să fie acum și aici și rapid și avem nevoie parcă să prindem totul super, super repede, dar mie mi se pare că asta e genul ăla de apucătură care te salvează de la multe lucruri, de la deprimare, pentru că riști să ratezi partea plină a paharului sau măcar Da. firicelul ăla de Lumină. bun și lumină care ar putea exista, până la faptul că dacă nu te uiți cu atenție în jurul tău, s-ar putea să te izbească ceva, să nu vezi venind această situație. Și da, ăla mi se pare un skill foarte, foarte important. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Funky Citizens, cu siguranță. Am investit foarte, foarte mult în organizația asta. Am pornit-o de la zero. Am pornit-o într-un moment în care mă gândeam să mă las de ONGs. Am fost super norocoasă pentru că n-am fost singură în asta. Da, a fost o investiție dintre asta de timp, energie, resurse, Olin. viață, tot. Da. Olin. Da, dar nu regret, adică e cu siguranță o genul ăla de investiție care it pays off și în care cred că din care cred că dacă m-aș retrage la un moment dat aș putea să privesc așa înapoi cu mândrie cumva. Super. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri? Nebunesc. Păi, mie nu mi se... Oamenii consideră că sunt nebună pentru că, apropo de povestea de mai devreme cu skill-ul de a sta și a cerceta un lucru până când în mod onest poți să dai seama că nu te căloșești povestind despre el. Mie nu mi se pare nebunesc să fii foarte prudent în ceea ce privește Da. datul de verdicte, chiar dacă uneori e aproape evident. Multă lume spune că sunt prea prudente și că, uite, ne fură, sunt hoții și nu știu ce, și sunt lucruri cumplite astea de se întâmplă în jurul nostru. Tind să fiu de acord cu astfel de evaluări, dar în același timp eu nu m-aș putea arunca în a spune lucruri de genul ăsta. Și poate părea nebunesc faptul că încerc de multe ori să mă temperez foarte, foarte mult. Dar nu cred că ne permitem ca țară sau ca oameni să ardem toate podurile. Și da, vorbesc în continuare cu prieteni pesediști. Chiar dacă Ok. pare nebunesc pentru unii dintre prietenii din jurul meu. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Că, în general, oamenii sunt buni și oamenii sunt mai buni și mai deștepți decât îi credem în general și că de cele mai multe ori e nevoie doar să ai răbdare și să le explici cum trebuie lucrurile. Dar cred Ok. foarte mult în umanitate. Ce faci când nu ești focusată sau te simți copleșită de ceva anume? Ascult muzică italienească în bucătărie și beau vin.
De vreau, de obicei. Ok, super. Dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogată? Ce muncă te-ar face bogată? Făcând analize pe bugete, sună bizar, dar îmi place când găsesc acolo nebunii pe care nu le vede altcineva. Mm-hmm. Chiar mă simt ca Sherlock Holmes câteodată. Da. Mă face foarte fericită și aș fi foarte bogată dacă aș avea timp să stau să fac mai multe exerciții de educație civică cu copii. Mm-hmm. Se pare că mă hrănesc așa cu entuziasmul lor. Și aș fi foarte fericită și deci și bogată. Da. Dacă aș putea să fac foarte multe road trips. Da, în general muzică italienească. Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? E o carte foarte mișto, okay, a lui Andrei Machin, se cheamă Pe vremea fluviului amor. Și este senzațională. Pe aia am și făcut-o cadou multor oameni până acum sau i-am cam forțat așa să o citească. E o poveste senzațională despre niște băieți aflați undeva în Siberia și care nu contenesc să se viseze supereroi asemenea lui Belmondo, personajul de film pe care îl văd într-un mic cinematograf sovietic. Mi se pare că în cartea aia o ciocnire foarte mișto și foarte melancolic duioasă așa între estul și vestul clasic, așa cum le înțelegem noi, civilizația occidentală, civilizația estică, ce mi se pare că se potrivește și nouă ca țară, adică reușesc să identific niște lucruri acolo, plus că spune povestea unei întregi generații care a visat la acel model occidental văzut în filme și are o nostalgie foarte mișto carte. Ok, super. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiență? Stai să mă gândesc care e cea mai mare, că-s mult. Mie mi-e foarte, foarte frică să am încredere în oameni. Pentru că, deși cred foarte tare în umanitate, sunt extrem de pregătită mereu să fiu dezamăgită. Și, în general, cam țineam distanța gândindu-mă că, dacă ții distanța, n-ai cum să fii... Să pățești ceva. Da, rănit sau lucruri de genul ăsta. Și am făcut terapie o perioadă și a fost foarte mișto din punctul ăsta de vedere de dezvoltare personală și de depășit genul ăsta de frici. Și între timp am învățat să depășesc frica asta. Mi-am luat-o. A durut, am avut dreptate să fie frică de așa ceva, dar în același timp mi se pare că acum am un fel de igienă emoțională mult mai bună. În sensul în care mă cam prind dinainte că o să-mi o iau și că o să doară, dar asta e o experiență cumva asumată. Dar cred că e prostesc să te gândești că wow, o să învăț din toate câte ceva sau găsesc un lucru bun în toate lucrurile. Nu, mi se pare că trebuie să fim realiști și oarecum cinici în zona asta, să ne dăm seama că pur și simplu câteodată oamenii vor răni și vă face lucruri foarte, foarte nasoale și că o să te doară al naibii dreptare, dar că la finalul zilei poți să treci mai departe, că nu toată lumea face așa. De acord. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri?
Cele mai mari reușite, cu siguranță, entuziasmului. Am niște resurse care până și pe mine mă uimesc de entuziasm și reușesc să mă auto-entuziasmez de foarte multe ori. Așa că de multe ori mă ridic și o iau de la capăt, indiferent cât de nasol e. Din simplu fapt că reușesc să mă entuziasmez, decât o drăcie mică uneori, dar reușesc să găsesc în mine entuziasmul ăsta și cred că e entuziasmul și pe cei din jurul meu câteodată. Eșecul faptului că plictisesc extrem de ușor. Că la capitolul răbdare, deci în răbdare nu? Cam prost, dacă nu e ceva care îmi place. Că tind să mai ratez niște lucruri sau să eșueze niște lucruri pentru simplu fapt că nu m-am plictisit, n-am răbdare să stau în lucrul ăla în care, de care nu am chef. Până fac lucruri de care nu am chef, dar până la un anumit punct. Nu pot să înghit prea multe pastile. Înțeleg. Bine. Următoarea întrebare. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Fai, m-aș simți super liberă. Mai aș sta și m-aș gândi dacă dacă mi-ar plăcea să continui așa cum am făcut-o până acum sau dacă mi-ar plăcea să trăiesc oricare dintre posibilele viitoruri pe care nu le-am experimentat. Că mereu mă gândesc că mă gândesc așa la alegerile pe care le fac ca fiind coerente cu un anumit drum pe care îl văd pentru mine, cu o anumită traiectorie aleasă, dar nu de puțin ori mă întreb dacă m-aș fi făcut, nu știu, medic sau chestii de genul ăsta. Cred că dacă aș pierde totul, ar fi o bună ocazie să mă întreb dacă mă țin de traseul ăla inițial sau mă apuc de altul. Și tind, cred că m-aș apuca de altul doar de poftă. Ok. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să învețe franceză mai bine. E vreun motiv anume în spate? Eu sunt o mare, o foarte mare îndrăgostită de Europa și de tot ce înseamnă ea. Și cred că o versiune mai tânără a mea care ar fi putut experimenta și mai mult tot ce înseamnă partea francofonă din Europa ar fi fost și mai fericită decât sunt eu acum. Adică știu franceză, dar nu atât de bine încât să mă bucur de, nu știu, Essorul Montaigne în original sau câte genul ăsta. Ok, ok. Următoarea întrebare. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Încăpățânare. Stai pe ele până îți iese. Chiar cred că sunt puține lucruri pe lumea asta pe care nu le poți face dacă nu insiști foarte mult să le înțelegi, să le înveți, să le urmărești așa cu disciplină. Deci încăpățânare. Da. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? FDR. Roosevelt, președintele american, pentru că mi se pare că omul ăla cu toată criza pe care a moștenit-o financiară, războiul ulterior, cu tot handicapul fizic pe care l-a avut, a reușit să transforme o țară care era mare și importantă, dar nu atât de prezentă pe scena globală, în cea mai mare putere a lumii.
Și se pare că a făcut chestia asta, din nou, în niște timpuri foarte dificile și economic și politic și cu și având această problemă fizică, ce teorie sau pe alții i-ar fi putut împiedica. Ok. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Nu știu cât port la pantofi. nu știu, că primesc tot fel de întrebări bizare. Plus că ce mi-aș dori să spun, am spus deja în general. Ok. Nu știu, care e cea mai frumoasă femeie din lume și aș răspunde Monica Bellucci. Habar n-am. Nu vine neapărat în minte ceva. Ok. Sau na, ce face Housey, care e cățelușul meu și dau asta mă întreabă lume. Dar nu m-aș feri niciodată sau nu m-aș supăra niciodată să mai povestesc încă de atât de goran și de minunat e. Deci, da. În regulă. Ăștia suntem. Mulțumesc, Elena. Și eu.